Bun găsit, faptele s-ar fi petrecut în ultimii 3 ani. Polițistul în vârstă de 27 de ani ar fi întreținut raporturi sexuale cu două minore de 12, respectiv 13 ani. Colegul său, pompier în cadrul ISU, în vârstă de 21 de ani, ar fi avut relații intime de mai multe ori cu o minoră de 13 ani. El ar fi filmat și pozat adolescenta în ipostaze sexuale explicite. La percheziții s-au găsit mai multe telefoane și dispozitive de stocare. Polițistul, angajat din 2016, era suspendat din iunie după ce DNA l-a trimis în judecată pentru fals intelectual și abuz în serviciu. Pompierul este angajat la detașamentul 2 Iași. Contractul său, semnat în urmă cu un an, va fi suspendat până la o decizie definitivă a instanței. Vă reamintim, la numărul de telefon 119 pot fi semnalate cazurile de abuz asupra copiilor.